ta se roagă, el nu folosește cuvinte rostite mereu la învon. Vorbește de lucruri diverse firește, dar toate sunt altfel și vorbește și tot. În gata se roagă la dânsul acasă, el vine la Domnul cu multe nevoi, dar tot ce frământă și tot ce lavasă mai mult decât toate, atunci suntem noi. Când tata se roagă în casă-i tăcere, ce calci adicine îi tremură în glas, noi ochii ne închidem și până nu-mi piere, se aude bătaia se roagă. E basme nu spune, îi este pe buze cuvinte fierbinți, rugându-l pe Domnul să facă o minune, să-i fie copii mai bun, mai cum se roagă, mereu își arată dorința aprinsă ce-o poartă în el. Să nu se mai certe, ai să-i niciodată să umple cu teamă pe drumul cel drept. Tata se roagă în casă-i tăcere, ce calci adicine îi tremură în glas, noi ochii ne închidem și până nu-mi chere, se aude bătaia bătrânului ceas. Se roagă, simțim o putere de sus cum coboară, precum un șuvoi, și în inima noastră se naște o durere, că Tatei dureri îi producem și noi. Yes.
se roagă de o viață întreagă. Mă-ntrebe acesta un lucru ușor. La gata se roagă.